se compunea cântarea, chiar și sub cântând un text, Doamne, dă-ne putere să te lăudăm pe tine. Pentru că suntem conștienți că fără voia Lui nimic nu e. Și atunci când acceptăm voia Lui și găsim această tărie de a lăuda pe Domnul, Domnul va rămânea cu privirea îndreptată spre noi și da în timp de mâna să ne dea ajutor. Lăudat fie Domnul! S-a început predica fratele lui Cotin cu o întrebare și mai multe întrebări, dar o întrebare vă lansez și eu. Poate nu vă așteptați la întrebarea aceasta. De ce alergare și nu mers la pas? De ce alergare și nu mers ca la plimbare? Nu știu. Eu nu știu. Există de un sport care să se practice, nu știu, în ce țară, nu știu lucrul acesta, unde să se cheme oamenii care au chef de plimbare acolo pe terenul ăla de lucru, sau să înceapă să meargă la pas. Nu știu, voi, poate, eu nu știu. Și în mintea mea mi s-a născut acest gând și cred că și în a voastră începe să se pună întrebări. De ce suntem chemați să fugim continuu? De ce? Să fugim continuu, alergare continuu, nu pas. Dar o să vedeți printre altele că nici alergarea în viteza 5 a după loc. Nici alergarea. Zicea fratele Cosmin că timpul indicat de somn. Și dacă nu, ce urmări ar fi? Acum vă spun ceva. Dar cei care dorm 12, 13 ore sau 15 ore? Avem și ele. Mai ales sâmbătă spre obosâți și zice, mă duc după masă la biserică. Atât aș de obosit. Și ora două la unii și intră în dormitor până acasă de la biserică și încă unii nu sculanță. Deci nici una, nici alta. Dar Biblia urmăresc, nu numai așa tema. În Evrei, de seamnă, capitolul 12, ce spune acolo versetul 1. Fiind înconjurați cu nor așa de mare de martor. Ce? Tare. Care ne înfășoară așa de lesne și la fugă. În navigarea care este înainte. Vedeți? A merge la pas. A te porni ca la plimbare. Ești într-un mare pericol. Păcatul se înfășoară extraordinar de lesne. Dar cum? Hai să primim afară așa. Te duci într-o zi la plimbare. Ochii zboară în toate direcții. Ești la pas. Ai timp să privești în vitrină. Ai timp să privești acolo când se ceartă cineva. Ai timp să privești când alții se scandalizează și așa mai departe. Ai timp. Și ceva se leagă de tine. Ceva se leagă. Mersul la pas. Ai timp să intri în discuții cu cei din stânga și dreapta. Și ce-au blocat. Nu mai merg. Uiți că ești pornit la urmă. După ce îți revii, porniți mai departe. Că ești la pas. Dar oare, când ești în alergare, chiar dacă în tribune unii fluieră, unii aplaudă, alții îți biară și așa mai departe, când ești în alergare, parcă nu-mi iau. Că tu ai un scop. Alergi, tu fugi, n-ai timp să te uiți, bă, cine mă fluieră? Bă, cine mă aplaudă? Nu mai ai timp, ești ocupat. Nu la vrea întâmplări să știi că Pavel accentuează felul acesta de luptă, comparându-și și punându-l la lucrurile de alergare. Un om ce pleacă la pas, repet, e mare pericol să fie cuprins, să fie prins de diavol, să fie legat, să fie înfășurat, și să nu mai poată continua călătoria. Te-ai înscris la alergări. Eu am înscris. V-ați înscris la alergări.
De ce e mai greu să spun? Demon. Vreau să vă spun pentru cei care îți înscriu la alergă și alergă bine, nu mult mai au de alergat. Nu mult mai au de alergat. Puneți alergarea aceasta pe ultima 100 de metri. Nu mult. Știți de ce? Se va împlini și cuvântul care spune prin acea furnună. Oamenii aleargă, s-au scris. Și e drept, uite, până acolo să mă întreba, de că nu numai unul capătă premiul. E și premiul 1, și premiul 2, și premiul 3. Aici spune că toți aceia care ajung să alerge, să ajungă la capăt, vor fi încurunați. Nu cu o cunună care ține săptămână, lună, un an, ci cu o cunună care nu petrecește niciodată. Amin. Lăudați să fie Domnul! Amin. E foarte important, frați și surori, foarte important să ținem cont. Nu putem să mergem la pas. Avem dușmani în jurul nostru, avem potrivnici care se luptă să ne pune piedici, să se atragă cu șoapte, cu mumieli, îi spune în fața ta fel de fel de lucruri să te atragă. Și când ești la pas, ești pus în pericol să te oprești. Mă, dar mi s-ar potrivi. Am un loc acolo și pentru lucrul acesta. Mi-ar credea bine cu lucrul acesta. Credeți că Dima, în urma a alergării, o a ajuns să se oprească? Nu. Câtă vreme a alergat și a călcat pe urmele lui Pavel și a urmat pe Pavel, care era un alergător devotat. O merg bine. Dar la un moment dat, ia să văd ce e aici. Oh, ce frumos! Și a început și a pierdut timpul. În fel de fel de locuri. Până când a fost cuprins, până când inima a fost abătută și până când a început să se îndrăgostească de ceea ce a văzut. Doamne, ajută-ne să putem să rămânem pătărerul de alergare. Pentru că dorim o zi să putem să primim cununa. Lăudați să fie Domnul. Și acum, cum am înțelege că alergarea, cea începerea alergării în mod deosebit, nu merge, nu merge. Așa, dând acel exemplu, bagă viteza aceea, că știți că moare mântul. Moare mântul. Și știți ce mi-a venit în gând? M-am uitat la un exemplu din Scriptură. Și are Eva timp să discute cu diavolul. Și intră în conversație. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați așa mai departe? Și știți ce face aia? În loc să spună, îi poruncă de la Dumnezeu să nu mâncăm, că în ziua în care mâncăm, murim. Și ce-o spus ea? Cu ce-o completat ea? Ceea ce nu era scris. Ceea ce nu a dus Dumnezeu. Știi cu ce-o completat? Aud, nu numai că o să zic să nu mâncăm, nici să nu te atingi. Nici să nu fie atins acest pom măcar. În momentul când cineva adaugă la ce-i scris sau scoate din ce-i scris, dați-mi voi să vă spun ceva. E o problemă mare. Ba nu numai! S-au întors oamenii la Domnul, la pocăință. Și am început așa. Să stea de vorbă cu unul cu altul. Și sfaturile multor au fost, frate, soră, uite ce la prorocie. Și ieși la cineva din casă și ai o prorocie. Auzi că dincolo e altcineva, fugi acolo, altă prorocie. Și faci așa ești de încurcat, că nu mai știi pe Iisus tot. Așa fugit. Pornind acea cu viteză. Nu, sapă, eu vreau pocăință, mă. Eu vreau pocăință cu adevărat. Nu, eu că vrei pocăință. Dar citește Scriptura. Și în ritmul în care îți arată Scriptura, așa să alergi. Nu în ritmul pe care îți spune alții. Acolo vine un frate cu învățătura cu tare, este cu tare. Mă duc și eu. Acolo altul. Nu. Stai și selectează. Ai cuvântul. Știi de ce apreciază Dumnezeu în mod deosebit? Sau Pavel îi scoate în evidență pe cei din Berea. Știți? Îi scoate în evidență și are un cuvânt de apreciere. Oamenii aceștia din Berea au ascultat predica. Și n-au fugit în altă parte să spun că altă predică. Mă, zic așa la cartea. Mă, oare ceea ce am auzit azi la biserică? E așa? Și când o văzut că ceea ce s-a predicat corespunde cu ceea ce-i scris. E așa. Acum rămân pe teren și alerg. Și Dumnezeu să ne dea putere să alergăm.
Îmi aduc aminte când chiar aici, la, eram în Găsus pe Van de Lunga, să fie cineva. Domnul Clare, ce dau 300 de euro să vă duc să-mi spună, nu, ține-i în buzunar. Ține-i în buzunar. Ia carnă și citești asta. Nu înseamnă că ne îngrijesc. Sau nu sunt chiar de acord. Doamne, fă-i din biserica aceasta tot să fie proroci. Tot să ai vătate de tine. Dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeu în înțelepciunea Lui e ceva deosebit. Dacă chiar ceva ar fi în pericol, are Dumnezeu metode cum să-ți vorbească, ba mai mult. Mă strimete prorocul ăla, zic și de unde să vină să spună dacă nu găsești altă variantă de a găsi soluția potrivită pentru cauza cu care te confrunți. Pentru că Dumnezeu nu ne vrea încurcați. Dumnezeu nu a încurcat pe nimeni. Pe nimeni nu a încurcat. S-au încurcat oamenii ei singuri. Alergând, el un izvor la altul. Și până la urmă s-au otrăvit. Au ajuns și ei, nu mai știu ce să crede. Păi normal că ai zis să nu mai știu ce să crede. Pentru că tot acest timp l-ai folosit, alergând în stânga, alergând în dreapta și că trezești că moare motorul. Nu mai merge, nu mai funcționează. Uitați ce scoate în evidență în mod deosebit Apostolul Pavel. Acei oameni care s-au înscris și care spătereau de alergare înainte de a ajunge la să concureze, oamenii aceștia, ca să poată face față, se supun la tot felul de înfrânări. Ce credeți dumneavoastră? Dintr-o echipă de 3, 4, 5, 10 sau mai mult sau mai puțin care s-au înscris la alergare, li se dă meniul zile, li se dă meniul de dimineață, de amiază, de așa mai departe, și nu respectă. Ce se vor întâmpla cu acei oameni care nu respectă? Spunea aici ceva, fratele Codin, cu vitamizarea aceasta, care o căutăm și o caută unii alți, sau unii lucruri care nu e rău să ținem cont și în ceea ce vrește ca organism. Eu nu prea pot să țin cont. Dar eu mulțumesc, Domnule, că pe calea aceasta ce duce spre mântuire, poți să țin cont, poți să țin fac, poți să alerg. Și mă bucur de ajutorul acesta și Domnul să-mi dorească putere să alerg până la capăt. Ei, vedeți? Noastră. Nu țin cont. Oamenii aceștia fac ceva. Dar ceea ce fac ei pentru a putea să participă la joc, adică să înscriu, măr și ei la antrenamente, dar nu respectă rețeta. Și la un tratament, la antrenamente din ce în ce mai în urmă, nu ajung să fie nici printre cei care se organizează împreună la grup, să fie niciodată pe loc 1, 2, 3, așa mai departe. Știți ce? Știți dumneavoastră că și pe linia aceasta, a noastră, ca pocăiți, ca credincioși, oamenii care iau superficial lucrurile, nu pot să alerge, nu pot să țină piept, nu pot să țină facă față. Și haideți să găsim, să citești ceva din Scriptură, să vedeți ce înseamnă să-ți faci lucrarea superficială. Antrenamentul acesta superficial. De ochii nu știu căreia fac și eu ceva. Uitați, în Ezechiel, în capitolul 33, scrie acolo un cuvânt pe care vreau să-l citesc. Versetul 31 spune așa, din Ezechiel 33, și vin cu grămadă la tine, stau înaintea ta ca popor al meu. Mai departe, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc. Căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut cu un glas frumos și iscusit la cântarea pe cort. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. La ce folosești? Să vină cu grămadă. Spunea cineva că au făcut o evanghelizare pe stadion și cu ocazia acelei evanghelizări au făcut și un botez. Un frate de prin Statele Unite predica Evanghelia și a făcut chemare. Și a zis că a fost de ordinul sucelor care au ridicat mâna că se predau. Că se predau Domnului. Și o mână frate care la o România acolo și spunea, auzi, uite ce, ne botezăm și pe ăștia. Stați cu minte. Să vedeți duminica viitoare cât îi vom vedea la biserică. Asta s-a întâmplat cu grămada, ascultă-le plac, ia hotărâri pe loc.
dar nu poți să împlinească ceea ce mi s-a predicat. Predicatul e ca un cântăreț excusit care cântă frumos, dar Biblia spune foarte clar în privința aceasta de felul cum reacționează mulțimea la cuvântul care îl dă. De aceea, mare atenție! Nu avem voie să luăm superficial și așa să facem și noi să ne vadă cineva că suntem acolo înscriși la rândare. Că suntem și noi acolo pătrâni. Nu! Dumnezeu să ne dărească putere să luăm în serios antrenamentul. Să luăm în serios rețeta pentru a putea să facem față și să rămânem în picioare. Că vă spun ceva. Cei ce nu aleargă, n-au nicio șansă. Cei ce nu luptă, n-au nicio șansă. Că viața aceasta a omului pe acesta nu. E o luptă continuă. Și dacă ne-am bazat pe ce putem noi și pe ce știm noi, din stat suntem alimentați. Dar îl slăvim pe Dumnezeu care ne poartă în fiecare zi în calul său de biruință. Lăudați-i Domnul! Deci dacă suntem în picioare, dacă putem să rămânem încă în lupta aceasta, nu e datorită puterii noastre, așa de luminați, și e datorită brațului puternic care ne sprijinește. Lăudat fie Domnul! În Luca, capitolul 6, uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, un alt verset pe care vreau să-l citesc, să înțelegem această superficialitate și să nu fim dintre aceea categorie de oameni. Luca, capitolul 6, versetul 49. E vorba de casa zidită pe stâncă. Și în versetul 49 spune: cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie, și s-a năfăstuit și voia asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. De ce? E prea greu să iai tâna copul, să iai lopata, să sapi adânc, până dai de stâncă și acolo să pui casa. Superficial. Am găsit un teren plat, drept, bun, acum, păi el. Superficial. Nu poate rămâne acasă acela picioare. Doamne, ajută-ne să putem, chiar dacă ajungi să transpirăm, chiar dacă va curge apa pe noi, să fim acei oameni care dorim casele noastre să fie zidite pe stâncă. Și stânca noastră și fiecare din vin e Hristos. Pe învățăturile Lui, pe sfaturile, chiar dacă nu ne plac la unii. Chiar dacă nu ne plac la Lui sfaturile. Dar îți spune, pentru că casa rămâne în picioare, indiferent de valurile care vin, de vântul care bate. Lăudat fie Domnul. Cât de ușor privea samariteanca și când Iisus a spus, intră în conversație cu Iisus. Și Domnul ce ia? Ea rămâne surprinsă. Dar îi face o promisiune Domnul Iisus și uitați ce spune promisiunea pe care o face El. În Ioan, în capitolul 4, versetul 10. Dacă ai fi cunoscut un dar lui Dumnezeu și cine te cer, ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Și femeia intră în discuții. Doamne, n-ai cum să scoți apă. Fântâna adâncă. De unde ai putea să ai dar aceasta pe vie? Mai mare ești tu decât părintele nostru Iacu, care ne-a lăsat fântâna așa și a băut din ea. Și eu continuă versetul 13. Oricui bea din apa aceasta, iar ce va fi sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în izvor, într-un izvor de apă care va sărni și toți femeia. Aleluia! Dă-mi și mie apa aceasta. Vedeți? Foarte frumos. Să nu sătesc niciodată, să nu mai iau găleată și perfumriș, să mă ascund și să viu. Dă-mi și mie. Și o să dă-mi, ca să poți să ajungi să beneficiezi de această apă vie și cu adevărat, să nu mai fie sete. Sunt lucruri pe care trebuie eliminate din viața ta. Sunt lucruri care trebuie curățate, sunt lucruri care trebuie să fii conștient că nu-s bune. Și Domnul Iisus continuă conversația. Și femeia cea din urmă, știți ce? O primit această apă vie. Dar s-o deschis înaintea Domnului și o zis, știu că va veni cineva în lume. Știu. În urma cuvinte, în urma conversație pe care a avut. Nu ești tu acela? Eu sunt cel ce vorbește. O uitat de găleată. Plină de această apă pe care a dat Hristos. A dat în cetate, veniți de vedeți un om care mi-a spus toată viața mea. Nu cumva te-ai Hristosul?
Și s-au plinit pe loc, în câteva minute, așa, ca oare dacă au fost. Dar într-o vin foarte scurt, numai că bea din apă. E un izvor care s-a dus în cetate și a spus altora, am întâlnit pe unul care mi-a dat această apă vie, care îmi cunosc cu tainele inimii mele, ne mai fă rușine. Nu s-o mai ascuns. Și apa pe care o băut-o ea, din ea au început și alții. S-au spus oamenii. Am auzit spusele tale, am crezut de la acum. Știi ce? Cred mai altceva. Ne-am convins noi că El e Hristosul. Slăvit fie Domnul. Nu ce mai sunt pe sfânt? Dă-mi și mie niște sete, vreau și eu. Mă, vreau și eu botezul. Vreau și eu pocăința, că am auzit că... Așa, am auzit. Nu. Nu se poate eu spune. Întâi, să te vezi cine ești. Să vezi ce ești, să vezi ce faci, să vezi pe unde umbli. Și să știi că stai în fața unei care are putere de curățire, are putere de iertare, are putere de liberare, are putere să devii un om care cu adevărat să ajungi în fruntea celor ce aleargă. Binecuvântat fie Domnul! Vin din pe terenul de lucru. Vin ușenicii Domnului Iisus, știți că vin cu grijă, spuneți-le. Doamne, e extraordinar! Și dracii ne se supun. Ne se supun. E extraordinar în activitatea aceasta pe care am depus-o. În alergarea asta pe care am avut-o noi. Ca o fel de plimbare. Stai puțin Domnul cu ei. Uitați ce. Va veni vremea când sângele meu va fi vărsat. Trupul meu va fi dat ca o jertfă. Cine nu mănâncă și cine nu gata, n-a legat. E ca așa, la așa ceva, ne-am așteptat. Păi cum am să ajungem în așa ceva? Și ce spune Biblia? Că din clipa aceea mulți s-au întors și s-au dus. Dar au fost alții care au rămas acolo, cărora le este adresat următorul cu voi, ce faceți? Ei, oamenii aceștia au știut, nu s-au clădit și n-au lucrat superficial la ceea ce au vrut să ajungă. Și a fost extraordinar de atenți când se vorbea în pilde. Doamne, ce ai vrut să spui cu lucrul acesta? Când se întâmpla o lucrare, rămâneau, cum ai putut, tu și noi n-am putut, de ce n-am putut? A fost interesat să cunoască în amănunțit lucrurile pe care le face El. Și oamenii aceștia au spus, unde să ne ducem? Unde să ne ducem? Ne-am ajuns la convingerea aceasta că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și am ajuns la convingerea aceasta că Tu ai cuvintele vieții veșnice, de aceea noi rămânem aici, binecuvântat să fie Domnul. Dragii mei, aș vrea în această zi, în mod deosebit, să ne rugăm, Doamne, fie cercetarea Ta peste biserica Emanuel. Și nu luați lucrurile, să nu luăm lucrurile cu ușurință și așa, în derâdere, în glumă. Vedeam azi, în secolul 21, așa ceva. Chiar îmi spunea cineva și vorbeam și predicator. Păi trebuie să ținem cont în vremea aceasta de situația în care e lumea aceasta. Și să ne, noi să ne acomodăm și noi să ei înțelege pe avântul ăsta tineresc care apare sub fel de fel de formă de închinare. Și a zis, frate drag, eu în Biblia am citit ceva. Dumnezeu e același. Ieri, azi și în veci de veci. Dacă trebuie să se facă schimbări, nu trebuie ca să schimbe ceva în Scriptură și să se modifice cuvintele acestea în ce privește sfințenia, curățirea, neprihănirea. Nu! Și noi trebuie să lucrăm la viața asta. Doamne! Ne-am luat după alții. Am văzut o manifestare acolo, am văzut o altă manifestare acolo și am zis asta e pocăită și asta e la ce ne vrea Dumnezeu. Nu, repet, nu e ușor să alergi. Nu e ușor să lupți. Dar și spune o cântare, nu e ușor, dar se merită. Și zice, la capăt te așteaptă ceva. La capăt te așteaptă ceva. Nu e ușor pentru oamenii aceștia care s-au înscris la alergare aici pe Pământ să se înfrâneze de la unii și alte lucruri. Nu e ușor. Dar au dorit să ajungă să primească premiul. Și s-au înfrânat. Nu a fost prea ușor lui Pavel să ajungă până acolo, să se lupte cu el, dar s-a luptat. Să citea din Filipeni, fac totul ca să ajung să câștig. Nu n-am făcut, dar îți dispus să fac totul să ajung să câștig acest premiu, ca să pot să fiu într-o zi cu cel ce-am parte pe mine. Binecuvântat fie Domnul. Te rugăm Domnului.
să ne dorească puterea aceasta de a putea să stăm la îndemâna Lui și să facem ceea ce ne cere. Uitați, în Atena, nu putem spune că oamenii aceștia erau necredincioși. Dar ce se spune despre ei? Că atenienii aceia erau doritori de vești. De nu l-a cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, pe Hristos, în aprofuzimea Lui. Și când au văzut că cineva se ocupă cu ceva ce n-au auzit, oamenii aceștia, pentru că priveau cu o mare ușurință lucrarea aceasta, bă, hai să vedem ce vrea să spune și omul acesta. Curiozitatea, după veștea aceasta, după ceva nou, după noutăți umbla, după noutăți, ce mai e nou? Uite ce am auzit că predicatul cu tare că predica ceva nou. Adică, Dumnezeu e dragoste și oricât ai păcătuit tu, nu poți să păcătuiești cât iartă El. Ce falsă Evanghelie! Ce falsă Evanghelie! E dragoste, e drept, e dragoste! Dar e un Dumnezeu drept. Mărire Domnului! E un Dumnezeu drept și ne bucurăm că e drept. Ne bucurăm că nu-i părtinit omul. Și după ce ajunge să vestească ceva în aprofunzime despre acest Dumnezeu, nu mai avut timp să-l ascunde. Nu, altă dată, nu se poate. Acum prea de tot! Și au început să-și bage de prea de tot! Nu mai putem așa nimeni. Doamne, ajută-ne să ne scoatem deci din ureni, nu să le băgăm, ca să auzim clar și concret cuvântul Tău, pentru că vrem pocăință. Pentru că vrem să ajungem la sfârșit binecuvântat. Și vreau să citesc din Filipeni, capitolul 4, un cuvânt cu care mă apropii de încheiere. Uitați ce spune aici. Scurt. Pun totul în Hristos care mă întărește. Deci ne alungează cuvintele acestea noastre, starea noastră. Prea de tot! În această vreme când știință, când, mă rog, computere, când toate prea de tot. Și mi-ar place să le combin. Mi-ar place să le practic și pe acestea, dar nu pot nici să nu mă duc la biserică. M-am născut în familie de păcăși și mă duc la... Frații mei, dacă te frământ și te lupți cu astfel de lucruri, există unul aici care îți dă putere și tu, în această zi de rugăciune, de stare de aici la Dumnezeu pe rugăciune, spune, Doamne, sunt convins că prin Tine voi putea totul. Pentru că am o mare dorință și e cea mai mare. Vreau să-mi sfârșesc alergarea și să ajung și eu acolo unde au ajuns cei din Evrei, capitolul 11, unde spune lista cea mare, lista cea mare, care nu și-au precupețit viața lor. Nu, n-au ținut la ceea ce au avut ei, ci pentru Domnul au suportat totul, pentru că aveam vedere să ajungă la capăt și să nu se oprească la mijlocul drumului. Eu îmi doresc pentru mine, dar îmi doresc pentru toată biserica să ajungă la sfârșit, la un capăt, unde să putem să primim coroana pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o. Lăudat fie Domnul! Aș vrea să ne ridicăm pe picioare și... Poate că sunt o cântare, să lăudăm pe Domnul.